Bine ați venit la spectacolul nostru. Da, un joc de vacanță. Un joc care s-a întâmplat, unul care se întâmplă și altul care se va întâmpla. Locul desfășurării. Aceasta ne-a fost mai greu să ne hotărâm. Dar la sfârșit ne-am hotărât să fie chiar aici, la Alibunare. Adevărat, n-aveam multe la altitudine, dar nu important. Deci, o să vă imaginați că dealul Alibunarului este muntele din piesa noastră, ca acolo sus, unde ne privesc halele fabricilor, care mai mult lucrează decât ce lucrează, este pensiunea, respectiv cabana Fröhlenwerder. O nemțoaică alibunăreană, a cărui nume o să-l auziți de mai multe ori în timpul piesei, dar de văzut, n-o să vedeți. Ce căutați dumneavoastră aici? Aici, în pustiul ăsta. De ce nu vă duceți la Ianoși, că ia pe termală acolo? De ce nu la Coșteca, e muzică militară? De ce nu la Fântâna Fetii, că e ruletă? De ce nu la Mare? De ce nu la Șes? De ce nu la Deal? Dar aici? Aici ce să vedeți? Pe noi? Sau poate ați venit să vedeți spectacolul acela, jocul de vacanță. Da, bine, lăsați gluma și vă puneți măștile, că în câteva minute începe spectacolul. Au plecat. Dar o să revină iar îmbrăcați în rolurile personajelor pe care vor interpreta în jocul de vacanță. Jocul lor este un joc de existență, un joc la care toți vor să câștige, dar toți pierd. Să vă dezvălui ceva, să nu spuneți nimănui. Corina a venit în pensiune ca să-și uite pe iubitul său care s-a dus într-o călătorie la Civita Veche. Dar uitând iubirea, dă de alte noi iubiri. În ea se îndrăgostește Jeff, un student care a venit să uite examenul picat, Boboiul, care dorește să uite monotonia biroului, în care lucrează și Ștefan, care dorește totul să uite, iar vacanța să fie un vis, vis de vacanță. Mai apar la cabană și Madame Tila, care la fel se îndrăgostește de Ștefan, dar fiind obsedată de scrisorile de dragoste pe care le trimite soțul ei. Și Maiorul, care dorește să uite disciplina armată. Adevărata iubire se întâmplă între Corina și Ștefan. Dar până ei doi să înțeleagă acest fapt s-a și terminat. Și iubirea lor, și spectacolul nostru. Să vă mai spun ceva. Numele personajului pe care îl interpretez se numește Alpuș. Dar democrația din societate cum permite totul, ceilalți au gândit să mă strigi în local. Nu pricep de ce. Maestre, spectacolul poate să înceapă. Uvertura! Thank you.
Mission Network News. Pronosticul făcut în urmă cu o bucată de timp, cum că minoritatea română va dispare din aceste spații panonice, se pare că a ajuns la punctul final. Din câteva zeci de mii de români care au trăit în aceste spații, astăzi numărul acestora se cifrează la 1991. În urmă cu câțiva ani a încetat să emită unica televiziune care pregătea program în limba română. Ziarul nostru liber a încetat să mai apară lunar, acum apare odată la 3 luni, cu 4 pagini și într-un tiraj de numai 200 de exemplare. Organul suprem al minorității nu vede, nu aude și nu întreprinde nimic. Se pare că se joacă de-a vacanța. Presiunea atmosferică 767 mm. Timp frumos. Temperatura 20 grade. Bună dimineața! Neață! Te sculași? După cum se vede. Ăsta e șezlongul dumitale? Aha. Care va să zică aseară pe al dumitale le-ai dus uneori în vilă? Exact. Și pe ăsta, de ce mi-l lăsă și afară? Era așa o lene. Lene? Păi ia te uite la el, domnule. Lene, zici? E ud lioarcă, domnule. Aici noaptea cade rode, zici că-i potopul. Lene, zici? Da, Lene, să le strici aparatul de radio de acolo, nu spuse? Eu? Ba bine că nu, zic că eu, că atâta mai lipsește. 3 ceasuri am înșurubat și deșurubat aseară, dar că doar o mărâie ceva. Nu vrea, domne, nu vrea și pace, lent, domnule. Și-a uitat beata domnișoară Polina la el, dezvenea mai mare mină. Zău, domnule, ce-i fie pe dumneata cu nenorocitul ăsta de radio? Domnul meu, la asemenea calomnii nu răspund. Calomnie? Dumneata numești calomnie? Asta, asta... Ilonca, unde mi-ai pus servetul? Aici, madame, în filă.
cine, Ilonca? Ei, Ilonca! Ilonca ne arde nouă scrisorile, poșta! Păi n-avea când Madame Vintilă, n-avea când nici de ochi s-au făcut și autobuzul trece la nou. Nu știu când trece autobuzul, dar eu una știu, că nu mai era. Uite, de 5 zile n-a mai venit nicio scrisoare. Pensiunea asta blestemată. Nu te aude, Fräulein Weber. Să mă audă. Unde e să mă audă? Fräulein Weber. Și telefonul ăsta? Nu mai zic că s-a stricat săracul, s-a speriat. Prea v-a țipat la el. Dar la radio cine a țipat? E, un radio e o altă poveste. Ilonca! Ilonca! Da, domnișoară Corina! A venit? Cine? Ilonca? Ce Ilonca, nene? Ziarul a venit? 28 iulie, 23 iulie, 25 iulie. S-a mai greșit. De 5 zile nicio gazetă. Dacă mai ține mult așa, ne tâmpim cu toți. Să nu știi tu ce se petrece în lume. Poate e război, domnule. Poate a căzut guvernul. E, și ce? O să cadă fără dumneata? Lasă gluma, domnule! Lasă gluma, că nu-i timp de glume. E serios. Dacă nu primesc nici azi gazeta, eu am terminat. Plec. Asta-i viață! Gazetă nu, radio nu! Scrisori nu, telefon nu! Stai toată ziua cu burta la soare și-ți vine să scrii. Hei, mă! Răspunde, mă! N-auzi, mă! N-aude! N-aude nimeni! Nu răspunde nimeni! Nici țipenie de om! Parcă am fi undeva la capătul pământului, naufragiați, pierduți? Unde suntem? Pe ce insulă? Pe ce continent? Unde? Aici! Altitudine 1285 de metri deasupra mării. Bună dimineața! Dar ce asta? Nu răspunde nimeni? A spus? Bună dimineața! Bună dimineața! A, nu așa, nu place, mai tare! Nu vă e rușine de soarele ăsta? Hai, curaj! Bună dimineața! Nu vreți? Păcat! Abia să vă dau o veste bună, dar nu meritați, sunteți prea oguri! O veste? Bună! O veste bună? Bună dimineața! Bună dimineața! A, da, așa-mi place! Ei bine, dragii mei, aflați că în jur de o jumătate de oră telefonul nostru va funcționa. Nu se poate! Nu adevărat! Serios? Ba se poate, adevărat și foarte serios! Aștept să vină mecanic cu autobusul de la nord. De unde știi? Pentru că l-am chemat eu. Iată că prânz în timp ce dumneavoastră erați la pescuit, tu vreau repriți ceva? El insulți! Dumneata, se taci! Iartă-mă, domnule Maior, n-am vrut să te supă. De ce după prânz, în timp ce dumneavoastră erați la pescuit... Vorba vine la pescuit, că... Măi, nu mai taci, domnule! Bata, bata, domnule! Dar mai întâi să spui dumneata cu mâna pe conștiință cât pește ai prins de când ești aici. Bun, va să zică, ai prins? Cât ți-am spus? Păi asta se cheamă pescuit? Nene, asta e pescuit? Păi da, prinde și dumneata ceva, domnule, nu cer mare lucru, nu cer urechii. Da, prinde și dumneata un opleț, un cap de opleț. O coadă, un sos, domnule, și te fotografiez pe onoarea mea. Când vei vedea cu pește în undiță, îți fac o poză. Uite, aparatul pe dumneata te așteaptă. Duduie, spune-i să tacă. Spune-i să tacă, fiindcă altfel nu știu ce se întâmplă. Eu, când mă înfurii... Dumneare, în timp ce dumneavoastră erați la lac, eu l-am luat pe Jeff. Tu unde-i Jeff? Nu l-ați văzut pe Jeff? Jeff! Să știți că doarme. Mare leneș băiatul ăsta, nu e de mirare că a picat examenul. Jeff! Dar mai las-o odată pe Jeff ăsta. Vine el, n-ai grijă. E umbra dumitale. De ce șria? El e prietenul meu. E pajul meu. Fie
și pași dacă vrei, dar spune odată ce e cu telefonul. De ce după prânz? L-am luat pe Jeff, ne-am dus jos pe șosea și am oprit o mașină. O mașină? Da, închipuiți-vă, o mașină. Mai mir și eu ce căuta pe aici. Rătăcise drumul cu azi. Deci am oprit mașina și am vorbit cu domnul de la volan. Tână. Nu mă întrerupeți, a spus un domn. I-am spus, domnule, salvează-ne, suntem un grup de oameni pierduți în mijlocul pădurii. Mi s-a stricat telefonul. Tu tot treci prin Vârșeț? Oprește un moment la oficiul de telefoane și spune să ne trimită un mecanic cu autobusul la Vila Verde. Și? Și? A salutat, i-a mulțumit și s-a dus. Și crezi că vine? Cine? Mecanicul? Vine, n-are de ce să nu vină. Mă rog. Dumneavoastră nu vi se pare ciudat? Ce? Suspect? Ce? Madame Vitila, de când ai mai primit dumneata scrisul? Cred că ultima a fost duminică, parcă. Da, duminică. Duminică 1 de august. Da. Bun. Și dumneata, maiorule, de când ai mai primit reviste? Duminică 1 august. Perfect. Duminică 1 de august. Și radio-ul. De când nu mai avem radio? Când ai ascultat dumneata ultima oară? Cred că sâmbătă seara. Și duminică la prânz? Nu mai mergea. Întocmai nu mai mergea. Dar telefon. De când nu mai avem telefon? De duminică. Ei? Ce ei? Cum ce ei, domnule? Păi sare, nu înțelegeți? Ce s-a întâmplat duminică aici? Cine a venit duminică aici? Nu știți? Vă spun eu. A venit domnul Ștefan Valeriu. Și vrei să spui? Nu vreau să spun. Sunt sigur, așa e. Nu m-aș mira. Nesuferit cum e? În fond, ce susții dumneata? Nu susțin. Sunt sigur, el e. Până n-a venit el în pensiunea Weber, toate mergeau spune. Scrisori seau, reviste veneau, telefonul mergea, radio-ul cânta. De cum a venit el în pensiune, scrisori nu mai vin, reviste nu mai sosești, telefonul nimic, radio-ul amuzit. Ba! Dacă ați băgat bine de seama, de două zile nici autobuzul nu se mai oprește aici. Dacă am băgat de seama, sufletul mi-a ieșit ieri dimineață strigând după el. Oprește, domnule! Oprește! Plecam eu, așa, nici gând, a legat cu 100 de kilometri pe oră. Probabil n-o fi avut de ce să oprească, n-o fi avut poștă, n-o fi avut pasageri. Da, până acum, cum oprea? Avea poștă, n-avea poștă, avea pasageri, n-avea pasageri. El, uite așa, oprea, ca să vedem și noi. Domnișoară Corina! Domnișoară Corina! Pașul dumitale! Bună dimineața! Jeff, unde te așa de dimineață? Eu credeam că încă să dor. Eram de santinelă. Cum de santinelă? Și ce e parul ăsta ce-l tragi după tine? E descoperirea mea. Am aflat de ce nu se mai oprește autobuzul la pensiunea mea. Autobuzul? Ce vrei să spui? E simplu. Știți, firma asta, firma de jos de pe șosea, dispare fiecare dimineață. Înainte de trecerea autobuzului și pe urmă, după ce a trecut, apare la loc. Nu vorbi copilării, Ger. O fi vreo stafi. Vorbesc copilării, domnișoară Corina. Și nu e nici o stafie, domnule Maior. E un domn. Cunoașteți foarte bine. E domnul Ștefan Valeriu. Tot el, frate? Nu v-am spus eu? Faci glume proaste. Zău că nu e glumă, domnișoară Corina. Știți bine că n-aș îndrăzni să glumesc cu dumneavoastră. El e. Am bănuit de 2-3 zile, dar n-am fost sigur și n-am să spun nimic. De 2 zile îl prindesc la fereastra mea când pleacă dimineața pe munte. Dar dimineața pe care o să întorc să încă. Acum trebuie să pice. Dar de ce mi-i bătând toate astea? Nu știu. Probabil o fi având el motivele sale. Dacă nu e firma pe șosea, șoferul nici nu știe unde să oprească. De jos pensiunea nu se vede deloc. E pierdută toată între brațe. Și de ce n-ai pus firma la loc? Acum trece autobuzul și iar rămânem ofuzi. Am încercat să o bat, dar singur mi-era greu. Nu veniți să mă ajutați? Bine. Vai de mine, scrisorile mele, mai repede! Hai repede, domnule Maior. E, domnișoară Corina, vezi? Îți place? Nu înțeleg nimic. Nici eu nu înțeleg, dar un lucru e clar. Valeriu ăsta e o canarie. Exagerezi! Exagerezi?
Păi să nu mergem mai departe, te întrebă pe tine ce are el. Stai numai să vezi. Sigur, iar șterge. Eu scriu, iar șterge. Eu scriu, iar șterge. Eu scriu, iar șterge. Păi omul ăsta o să mă nebunească, o să mă scoată de țărite. Să știi că dacă s-o întâmpla o nenorocire, eu nu răspund de nimic. Vrei să-l omor? Îl omor, îl omor, îl fac. Să-i spui, te rog frumos să-i spui, te autorizez să-i o spui. Dar eu ce nu-i spui sigur? Eu spun... Păi să-mi pun eu mintea cu el. Joi, 5 august, presiunea atmosferică, 767, temperatură. Nu să-l dăm nișoară cu el. Ce-o fi al mâncare cu mine? I-am făcut eu vreun rău? Fac eu cuiva vreun rău? De ce nu mă lasă să văd liniștit de ocupațiile mele? Nu știu, domnule Păgoiu, n-am vorbit niciodată cu el și nici nu mă interesează. Ai dreptate, e un tip cam urâcios. Dar și dumneata, ce e tot gustul ăsta să scrii pe tablă? Cât e ceasul, de unde bate vântul, cât arată termometrul? E o plăcere a mea, un obicei vechi, strică. Uite, bună oară, la minister dimineața când sosesc, primul lucru pe care îl fac e să scriu pe o tablă ca și asta. 2 decembrie, 22 ianuarie, 7 februarie sau orice dată e. Presiunea atmosferică cu tare și cu tare, temperatura așa, vânt, soare, plouă sau după cum e afară. Curioasă manie. Curioasă, Duduie, curioasă, dar blândă. Dumneata, știi unde sunt eu acum? Cred că-mi vin la bebe. Sunt în Oceanul Pacific. În Pacific. La Singapore. 126 de grade longitudine estică, 010 grade latitudine nordică. Am ancorat de 5 zile și aștept. Nu știu când o să ridică ancora. Miroase a ciclon. Și știi, în august e cam primejdios. Domnule Păgoiu, dumneata glumești? Nu glumesc, navighez. Vezi, dumneata, tabla asta e un fel de jurnal de bord al meu. Și în fiecare dimineață scriu data, presiunea, temperatura, soare, vânt sau după cum e. Și dacă ai observat, în permanență am în buzunar și caut nordul, am o busolă. Dumneata, știi unde e nordul aici? Ei, uite, e aici. Îl vezi? Domnule Păgoiu, ciudată persoană ești dumneata. Nu mi-aș închipui. Nimeni nu-și închipuie. Din fericire. Altfel, n-ar mai fi chip de trei. Dumneata știi cât strigă pe mine la minister? Păgoi, unde te s-a răcutat? Păgoi, în sus, Păgoi, în sus. Ei strigă și eu tac. Călătorești mult? Tot timpul. O iau prin Mediterane, trec în Atlantic, apoi în Pacific. Numai în Oceanul Înghețat de Nord n-am fost încă. De ce? E frig, furtună și, sincer să fiu, nici echipaj ca lumea nu prea. Dar, o dată și o dată, tot o să merg eu și acolo. Cunoști bine Mediterana. Auzi, școală, dacă o cunosc, ca pe buzunarul meu. Și știu de Civita Vechea? Civita Vechea? Știi că îmi place? Cum să nu știu? Uite, vezi aici. Aici e Neapole, aici e Genova. Și la cotitură, între ele, se găsește Civita Vechea. Domnișoară Corina. Domnișoară Corina, mi se pare că și dumneata navighezi. Și nu navighezi singur. Ești un domn, un prieten. Da, nu-ți faci griji. Știi, în august nu sunt furturi. Păcat că nu sunt. Ar merita să fie. Dumneata iubești, îl iubești mult. Și el se plimbă. Se plimbă cu vaporul pe mare. Și nici măcar nu scrie. Ce ai spus? Pe cine iubesc eu și ține nu-mi scrie?
Domnule Bogoiu, știi că ai imaginație bogată? De unde mi le-ai scos toate astea? Mai bine te duce să te îmbraci. Uite în ce hal ești, aproape bun. Asta ai dreptate. Mă duc, să știi că mă duc să mă îmbrac. Imediat, ești și târziu, trebuie să mergem la scară. Domnișoară Corina. Știi, cu Oceanul Pacific, cu Singapore, să nu mai spui, o să râde de mine. Stai, nu știi, domnule Bogoiu. Suntem prieteni. Să rămână. Nici nu știi de la ce te-am salvat. Omul ăsta e în stare de orice. Ca de exemplu, e în stare să mă puște pentru că m-am așezat un moment pe șezlongul lui. Nu, dar de exemplu, poate să-ți facă ce mi-a făcut mie ieri. N-ai decât să-l întrebi pe domnul Maior că era de față. Eram după masă și rugasem pilon ca să-mi dea cafeaua aici pe terasă. M-am așezat pe șezlong fără să bag de seama că era lui. Domnul s-a apropiat de mine și, fără să clipească, s-a uitat drept în ochii mei. Doamnă, scaunul acesta îmi aparține. Îți jur, așa mi-a spus, îmi aparține. N-am știut ce să cred într-un moment, dar el a continuat foarte calm. Vă rog să vă sculați. Mi s-a urcat atunci tot sângele în obraz, îmi venea să țip, să plâng. Ce-ai făcut? Ce era să fac? M-am sculat. Eu m-am sculat și domnul s-a așezat în locul meu. A, dacă n-a fost bărbatul meu aici, ar fi arătat lui. Și Maiorul n-a spus nimic? Nimic. Domnule Maior, n-ai spus nimic? Când? Ieri, când domnul Ștefan Valeriu a scoată pe madame Vintilă de pe scară. Păi ce era să zic? Frumos, domnule Maior, foarte frumos. Ce fel de cavaler ești dumneata? Ce fel de militar ești dumneata? În retragere, Duduie! Așa, da. Și tu ce? Eu nu eram aici. Felicitările mele, domnilor! Unul e în retragere, altul nu e aici, și altul e în Oceanul Pacific. Unde? Ce vrei să spui? Nimic. Vreau să spun că din trei bărbați cât sunteți în pensiunea asta, niciunul nu este are să apărarea unei femei. Nu prinește niciunul când trece domnul Ștefan Valer. V-a pus pe dansare. Ce vreți să faci, domnișoară? Vă să vezi. Un creion ai? Tine. Mersi. Ocupat. Ocupe. Ocupado. Cum se zice nevezește ocupat? Rizăr. Și cum se scrie? R-E-S-E-R-V-E-D. Bun. Acum dați-mi o soară. Asta e bună? Fie și asta. Okay. Mersi. E, vă place? Și acum să poftească înfumuratul. Nu! Altul? Nu glumi, domnișoară Corina, nu e de glume. E șezlongul lui. Al cui al lui? Al lui Ștefan Valeriu. Ei și? Ei și, ei și. O să vezi dumneata ei și, ei și când o veni el. Că i-a spus și lui Fräulein Weber că pe care îl găsește pe șezlongul lui, mai mult nu-i trebuie. Nu-i nimic, să poftească. Îl aștept. Dă-mi creionul. Ocupe se scrie cu doi cer. Măcar atâta lucru puteați să știți. Cel puțin tu, studentule. E adevărat că ai picat examenul. Ce
foame. Zău că mi-e foame. Hai să mâncăm ceva. Ilonca! 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 Ilonca, unde ai fost până acum? De un ceas te strigăm. Făcut curat. Și de ce nu mi-ai adus până acum cafeaua? Tu făcut curat și noi aici murim de foame. N-o fost gata cafe. Jeff, nu mănânci? Ați auzit ce mi-a spus? Lasă, Jeff, deci e o prostie. Hai, du-te și mănâncă. Asta n-am să o iei. Jeff, îți spun că e o prostie, trebuie. Hai, du-te. Și mai repede, tinere, că e târziu, dacă ne divizim mult, nu mai mergem la scoile. Ilonca! 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 A pus tu costumele arătate sau nu le-a pus? A dus costum? S-a uscat? Uscat! Asta e al meu. Și asta e al dumii tale. Mulțumesc, dar eu nu merg să fac baie. Aștept să vină mecanicul să-mi repare telefon. Rămân eu. Da, Jeff, ești prea drăguț. Aștept să mă chem. E, dar dacă nu-i poți să stai cu mine până nu vine mecanicul să-ți de urât. Ei? Dacă vreau. Atunci voi duceți-vă înainte. Mi-l trimit eu mai târziu pe Jeff. Mai să nu vă pară rău. E un timp nemaipomenit. O să facem o baie de minune. Bună ziua, papa. Generale, ia-ți ustensilele și hai. Da, va. Mergem. Rămâne. Madame Vintile, vin și dumneata cu noi? Vin, vin. La revedere și să fiți cu mine. Să se ne rămâne de ajutor. Vino aici lângă mine. Așa. Și acum să stăm serios de vorbă. Spune-mi, cum e examenul la contabilitate? Nu-mi face plăcere. De ce? Țineți minte, acum două săptămâni când ați sosit, îmi spusese frana Weber că trebuie să vină o domnișoară și m-a rugat să o aștept pe autobuz. Când m-a văzut coborând din mașină... Când m-ai văzut coborând din mașină, te-ai apropiat de mine și ai spus. Dumneavoastră sunteți? Și am spus, da, eu sunt. Apoi mi-ai luat valiza și ai spus, pe aici. Nu-i așa, Jeff? Ai fost foarte drăguț. Jeff, tu știi unde e Civita vechea? Civita? N-am auzit niciodată. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog, aici este pensiunea Weber? Da! Dumneata ești la Rușeț, de la telefoane? De acolo sunt. Da, departe mai stați. Credeam că nu mai dau de dumneavoastră. Stai, mă. Jeff, cam cu și pe hai, pa! Veniți și dumneavoastră, mi-ai târziu? Nu da, că termin mai devreme. Pa! Pa! Bun, uite, telefonul de acolo. Crezi că o să dureze mult? Se vede. Ai venit cu autobuzul? Da, cu autobuzul. Numai că nu știam cum se poate. M-a tot dus ieri departe până la trei soare. De acolo trebuia să mă pe jos. Am tot întrebat pe unul, pe altul. Nimeni nu știe de pensiunea asta. Se vede că nu e de mult pe aici. S-a venit asta primăvară. Așa, da? Dar uite, vă cunoșteam pe orturile acestea. Ei, drăcie, dacă... Ce s-a întâmplat? Telefonul acesta. E ceva grav? Nu poți să-l dreci? Da, bine că nu. Până numele la trei e gata. Dar să știți că aici am luat cineva. Parcă într-adins s-a făcut-o. Vedeți șurubul acesta? L-a clătinat de loc și s-a terminat. Nu poți să pun la loc? Da, l-am și pus. Asta e tot. Ce faci acum? Ia oficiul Vârșeț să vedem dacă răspunde. Alo! Alo! Oficiu! Vârșeț! Domnișoara Beji! Da, eu sunt!
Ascultă, este aici cineva care așteaptă un telefon. Să-i dai legătura când o veni. Bine, salut. S-a făcut. Bine că îmi adusei aminte, a zis domnul diriginte de la poștă, de la Roșeț, că ce să facă cu scrisorile? Care scrisori? Scrisorile pentru pensiunea verde. S-au strâns de 12 până acum. Păi cu ce să facă? Să-l trimit aici? Păi le-a zis trimis el, dar a venit un domn de la dumneavoastră și a zis să le ții acolo. Ce să țină? Scrisorile. A zis că jurnalele se le trimite la Bellet, că nu mai e nevoie de ele. Dar scrisorile se le ține până nu vine cineva să le ia. A, asta a spus un domn. Da, da, uitați-mă. Bine, vă mulțumesc. La revedere. La revedere. În fond, dumneata, de ce ți-i întotdeauna dinsul să fii un om interesant? Eu? Interesant? Dar nu țin deloc să fiu interesant. Foarte bine faci, pentru că nu ești. Nu sunt. Dar să știi că nu-mi comunici nimic nou. Uite, sunt 34 de ani. La 5 octombrie o să fie 35 de când știu cu precizie că nu sunt interesant. Nu merita zău să pierzi baia și nici mie să-mi strici lectura ca să mă aduci la cunoștință o știre atât de vechi. Ești odios. Asta se poate. Și ridicol. Și asta se poate. Dar vezi să nu te încurci. Prea multe lucruri deodată. Ar trebui să te hotărăști. Neinteresant, odios sau ridicol? Toate la foc. Ha, sunt un cumulat? Să lăsăm gluma. Glumeam? Da, glumeam. Foarte bine, atunci să nu mai glumim. Să nu mai glumim și să încercăm să fim politicoși. Și atunci când ne vorbește o femeie, să încercăm mai răspunde. Vai, ce urât vorbești, Duduie, politicoși. Păi de asta am venit eu aici, ca să fiu politicos. Ascultă-mă. Îți vorbesc fărecare prietenie cu atâta prietenie cât merită un tip bosunflat ca dumneata. Nu răspunzi când ți se vorbește, te servești primul la masă, nu dai bună ziua, nu spui bună seara, lupți răsputești să fii un tip dezagreabil, dar cu câte eforturi, cu câte oboseală. Îl exasperezi pe bietul domnul Bogoiu, revoți pe maior, o super pe madame Vintilă. Te indignezi pe dumneata? No, pe mine m-am mult, pentru că eu văd foarte bine jocul dumitar. Ești un băiat de treabă care și-a lipit barba și musteți ca să spere lui. Dar când se răstește mai tare, îl pufnește râsul și se dezlipesc mustețele. Ups, am fost prost lipite. E un simbol? Nu prea înțeleg simbolul. Ba, îl înțelegi, dar faci tot posibilul să nu le înțelegi. Eu zic, crezi că să bine să fii prost? Duduie, vezi că... Chiar nu sunt politicoasă, nu sunt. Dar ai zis că n-am venit ca să fim politicoși. La urma urmelor, ce vrei dumneata? Vreau să-ți spun că nu mă speri. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, faci tot posibil să fii un tip interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești! Ți-a intrat în cap că trebuie să fii teroaia pensiunii verde. M-aș sufoca dacă nu ți-aș spune. Nu ești. Nu. Poate că o speri pe domnișoara Weber. Poate pe madame Vintilă. Sigur pe Ilonga. Dar pe mine nu. Zău că nu. Nu. Vreți să începem un alt joc? Nu vreau. Știi ce ar trebui să fac eu acum dacă aș fi un tip tare? Dar nu ești? Nu sunt. Dar dacă aș fi. Ar trebui să mă așez din nou în șezlongul meu, să-mi iau cartea și să spun bravo, Duduie. Ești foarte inteligent, ai priceput totul. Să crești mare. Și să-mi văd de treaba mea. Ești un om teribil. Nu. Eu sunt un tip leneș, dar asta n-ai să înțelegi cum e. Uite, am și eu una mea de lene. De la 1 august 31 în fiecare an. Și fac tot posibilul ca să nu pierd. Dumneata, te agiți, repar telefoane, ești într-o veșnică mișcare, într-o veșnică așteptare. Eu stau, privesc, tac, și nu aștept nimic. Ăsta e jocul meu. Și cum se numește jocul dumitale? A, are mai multe nume, dar dumneata ești o fată cinică și ai să râzi. Și ți-e frică de râsul meu? Nu. Se numește jocul de vacanță.
Se mai numește jocul de a uita. S-ar putea numi jocul de a fericire. Ai dreptate, e un nume cam comic, dar în orice caz nu am să râd. Jocul de a fericire? Chiar ți-e și greu jocul ăsta? Sigur că da. Cum procedezi să fii fericit? N-am multe de spus. Un șezlong, un pantalon alb, o cămașă ca asta, o carte pe care nu termin niciodată și o mare, foarte mare indiferență. Cam asta e tot. De ce râd? Nimic, mi-am amintit ceva. Faci rău că nu spui. Eu de două ori nu cred. Mi-am amintit de dumneata azi dimineață, când te-ai întors de pe munte cu florile în mână. Stai, te rog. Stai, mai. Ia. O, ce frumos ești. Am închipuit. Nu, ești mult mai frumos decât îți poți închipui. Stai, asta trebuie fotografia. Neapărat fotografia. Atenție! Gata! Îți mulțumesc, ai fost admirat. Nu înțeleg nimic. A, pentru ca să înțelegi, ar trebui să te vezi. Cu florile în mână ai ceva speriat, ceva solemn, teatral. Te uiți la ele ca la un lucru bănuitor, ca la o bombă, ca la un exploziv. Încearcă și dumneata jocul ăsta. Joacă Prendul! Prendul! Ce e, Ionca? Tu, domnișoara, sunt târziu. Prezum! Să fie așa de târziu, mergem la masă? Nu, no, e mult colaborând. Dar e de știre lui Bogoi. Până strigă pe maior de la pescuit, până se îmbracă și de la până aici o bucată. Oricum, ce repede a trecut vreme. Într-adevăr, nu mi-am dat seama. I-am luat cu vorba și abia acum mi-am amintit că am venit să-ți spun un lucru foarte important. Aștept un telefon. Foarte bine faci. Aștept un telefon și aș vrea ca, între timp, aparatul să funcționeze. Să sperăm că va funcționa, mai ales că l-ai reparat. Tocmai de aceea, pentru că l-am reparat, aș vrea ca să nu se strice. Domnișoară, vă doresc din toată inima. Nu e de ajuns. Eu mai multe nu pot să fac. Ba da, poți face un lucru foarte precis. Să nu strici. Eu? Să nu strici cel puțin până nu vei termina convorbirea. Aștept să mă chem. Cine? Domnule. Intră în discreția în programul dumitale de vară? Uneori. Nu vrei să spui? Nu pot să-ți spun. Domnul de la Civita Vechea? Ce? A, ai ascultat? Prin urmare, domnul meu din absoluta dumneavoastră indiferență, mai aveți uneori timpul să trage și cu urechea? Domnul de la Civita Vechea? Poate. Poate el. Poate altcineva. Iată. Sunt scupit și pun întrebări grosolate. Faci bine că nu răspunzi. Prin urmare, ne-am înțeles. Nu stric telefonul, în schimb, îmi vei face un serviciu. Să vedem. Am observat că ai oarecare influență asupra dobitocului alături. Bogoiu? Bogoiu, da. Convinge-o să nu mai scrie foi de calendar pe unde apucă. Mă scoate din țâțâni. Într-o zi o să terminăm cu scandal. Dar ce ai cu el? Nu e decât un vici inocent. Nu e deloc inocent. E o perversitate. Aș vrea să nu știu cazie în 5 august. Dar nu pot. Bogoiu e mereu aici să-mi o amintească. Și te deranjează? Enorm. Întulbură sentimentul meu de eternitate. Ce copil ești! Telefonul! Cine? Nu pot să-ți spun. Așează-te în șezlong. Ia-ți cartea. Și te rog să mă asculti. Contezi pe Lenia dumitală. Pare că e 11.
Dar dacă stau și mă gândesc, parcă ar fi în 12. Numai să nu fie în 10. În cât zici? În 10? Nu, în 10 nu. În 10 nu, nici într-un... Adică de ce nu? Păi asta zic și eu. De ce nu? Stai. Va să zic că astăzi una, ieri două, alaltă ieri trei. Nu mai știu. Am pierdut toate socotele. Nu mai știu. Să nu fie în 13, să nu fie în 14, să fie miercuri, să fie joi. Să fie vineri. Vorba dumitale. Să fie vineri. Nu, am pierdut toate. M-au nebunit. Nu mai știu. Să fie vineri. Hă? Zic să fie vineri. De? Nu. Vineri nu. Vineri nu e nici într-un caz. Nu miroasă vineri. Le cunoști după miros? După miros, după lumină, după gust. Bună oară, miercuria. Să știi că e miercuri. E miercuri. Nu e miercuri. Dar ce? O zi cu soare. O zi cu soare. Asta de la el a învățat-o. A nebunit-o și pe ea. Pe toți a nebunit. Până acum s-aveau ca șoarețele cu pisica. Și acum Ștefan în sus, Ștefan în jos. Barema ta vintila aia se ține după el din zori până în noaptea. Și s-au pus toții pe capul meu. Cred că mi-au luat-o, cred că m-au confiscat. Nu mai știu cu ce să scriu. Numai unchiile mi-au mai rămas de scris. Ăștia sunt nebun, domnule! Te joci cu ei? Om bătrân cu pantaloni scurți? Păi, să mă vadă cineva de la minister în halul ăsta, nu mă dă afară? Te dă! Păi mă... Ce-ai spus? Zic, te dă! Păi mă dă, mă... E, dar lasă-mă, Iorule, că nici dumneata nu ești mai frumos! Dar ce pusura? Păi, asta-i ținute de maior, domnule? Asta-i micul echipament de maior? Cu pantaloni scurți? Cu picioare strâmbe? Păi, cum? Asta-i ținute? Toată lumea în pantaloni scurți. Și să știi dumneata că mie nu-mi stă rău așa. Nu rău, dar nici bine nu stă. Supărat rău? Domnișoară Corina, să-mi dea cravatele înapoi. Cine să ți le dea? Cine mi le-a luat? Ți le-a luat cineva? Te faci că nu știi? Dumneata nu vezi că de două zile umblu despuiat cu gâtul gol? Mi-e rușine, zău că mi-e rușine. Mi-au luat pantalonii mei și mi-au dat ăștia scurs? N-am zis nimic. Mi-au luat cămașa mea bună și mi-au dat pe asta tăiată? N-am zis nimic. Dar cravata, frate? Păi eu am 52 de ani și în 52 de ani numai cu cravata am umblat. Ai început de tân. Asta bine să glumești. Dar dumitale nu ți-a luat nimeni cravata? Ba mi-au luat-o. Zău? Da, uite. Domnișoare Corina, să lăsăm gluma, dar eu nu mai pot să trăiesc așa. Cum așa? Fără cravată, mă nebuș. Domnule Bogoi, ai dumneata încredere în mine? Am. Atunci, ascultă-mă. Ești mult mai frumos așa. Zău? Dacă-ți spun, mult mai frumos. Mai tânăr, mai bărbat, mai marinar. Da, mai marinar. Cu cravata aia oribilă, fiindcă să știi, a fost oribilă cravata aia. Cu gulerul ăla, ce erai? Un civil. Pe când așa e o înfățișare stranie, o înfățișare de navigator. Când mă uit la dumneata, am impresia că văd un adevărat lup de mare. Lup? De mare. Domnișoară Corina, dacă mă iubești, vreau să spun, dacă suntem într-adevăr prieteni, în câte suntem astăzi? Nu știu. Îți dau cuvântul meu de onoare, nu știu. Atunci sunt distrus. De ce? Fiindcă eu nu pot să trăiesc așa cu ziua asta, care nu știi când începe și când se termine, parcă ar fi o zi, una singură, lungă, fără nume, fără număr,
pe care ai vrea să o prinzi așa de zbor, să o iei de gâș, să o drept. Stai, cum te cheamă? Te cheamă Lu, te cheamă... Spune, cum... Și ea nu vrea să spună. Nu vrea. Nu vrea și face. Auzea, doamne Bogoiu, nu ești cu minte deloc. Nu te pricep deloc. Toată viața dai fuga după un vis și acum când în sfârșit visul nu e decât la un pas de dumneata, nu așteaptă decât să întingi mâinile și să-l prinzi. Tu întorci spatele, închizi ochii. Încă suntem azi? Unde mi-e cravata? Îți arde dumitale, domnule, de cravată. Trezește-te! Ce ai vrut tu cel mai mult să ai în viață? Un vapor. E bine, îl ai. Unde? Aici. Ăsta nu e un vapor? N-auzi? Ba da, un foșnet, brazi. Nu sunt brazi, sunt valurile. Dacă vrei, sunt valurile. Nu vrei? Ba vreau. Păi atunci mai aștept să iei comanda vaporului. Stai. Dumneata e capitanul nostru și noi suntem pe vapor. Suntem pe mare. Nu știu pe ce mare. Alege dumneata una. Suntem în larg. Nimeni nu vine, nimeni nu pleacă. Nu se vede nicio pânză cât e marea de mare. Nici o sirenă, nici un catar. Fiți liniște, nu e nimeni. Mergem așa de lin de parcă nici motoarele nu se mai aud. Numai apa cum plioscă la flor. Ce viteză avem, capitane? Cred că 20 de noduri pe oră. Precis nu vă pot spune. Trebuie să trecem pe la cabine să verificăm indicatoare. Păi să trecem pe odolă. Taci! După dumneata, capitane, ia-o înainte să-mi arăți drumul. Vedeți cu ce viteze mizerabile sunt nevoiți să merg? 20 de noduri pe oră? Păi asta e viteză pentru un astfel de capitan? Da, am o mică defecțiune tehnică și menajez pistoanele. Hei, domnule capitan, cum ne cheamă vapor? Apolodor. Apolodor? Apolodor. Așa de la Apolodor. Dar ia, vapor. Ai ceva de lucru, colim, căci navigăm spre răsări, dar tot ajunge la Prador, ai urcat de Apolodor. Am impresia tot timpul că mi se face curt. Doar mă cunosc foarte bine. Curte pe ce? Pe nasul ăsta jupuit? Pe părul ăsta care m-a părăsit prea devreme? Sau... Oricum,
Oricum, nu e adevărat, știu, dar vezi, mi-a intrat în cap că mă iubești și acum fiecare gest pe care îl faci mi se pare o invitație. Fiecare vorbă pe care o spui, o aluzie. Te asigur? Da, că nu e adevărat. Dar vezi, dacă cumva totuși printr-o imposibilitate ar fi adevărat, da. Sau dacă printr-o aberație, prin cea mai stupidă aberație m-ai iubi sau ți s-ar părea că mă iubești. Ei sau bine. Ei bine, ți-aș spune că nu. De ce nu? Sunt în vacanță. Nu ți se pare că abia acum încep să fii ridicol? A, nu, ridicol sunt mai demult. Acum încep să fiu clar. Ascultă-mă, jocul ăsta nu mă interesează. Aici nu mă interesează. Prea multe cuvinte cu subînțeles, zâmbete. Du-te încolo, vino încoace, iubește-mă, nu mă iubi. De ce nu mă iubești? Nu, nu și nu. Și încă o dată nu? Da, și încă o dată nu. Fii ironică dacă vrei, dar înțelege-mă dacă poți. E și asta o voluptate. Să nu iubești. E mai simplu, e mai sigur. Nu știu, zău ce să crede spre dumneata. Crede ce vrei. Crede că-s un imbecil, un idiot, un prost crescut. Crede toate astea, dar e fără supărare. Ai jucat și ai pierdut. Data viitoare câștigi dumneata. Vezi, ai și câștigat. Doar eu știu cât de multe doare. Domnule, dumneata ați bat joc de noi? Ce, noi nu știm pe ce lume umblam? N-am luat noi mașina de la Rujeț, că zicea că autobuz nu mai este până mâine dimineață? Și nu ne-am tocmit cu 300 de dinari până aici? Și nu ne-a zis șoferul că e aici, sus, între brazi? Și nu scrie acolo mare de ți-a ochii, pensiunea trebuie. Jeff, ce-i cu firma aia? A fost prea grea, n-am putut să dau jos. Și ce, dumneavoastră credeți tot ce scrie? Dacă cumva sus scrie că e aici Petrovasâla, credeți că e Petrovasâla? Petrovasâla, noi Petrovasâla, noi de aici nu plecăm până nu vine domnișoara Verde. Strigă, Costache! Să fie domnișoara Verde! Să fie domnișoara Verde! Vă strig, domnule! Strig! Vă strig! 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 Ce, nu te repede sus, dacă foia e Verde vrea să coboare, oprește cu orice vezi. Dacă e nevoie, închide un camera aici. Vreau să vă mai repede. Verde! Voi sunteți clandestini? Cum clandestini? Te prefaci că nu știi? Ade biletele în coațele. Ce bilete, domnule? Ade biletele în coațele. Ce bilete? Și cine e dumneata? Cine sunt eu? Voi ajungi fără bilete și mă mai întreb cine sunt eu. O să vezi dumneata cine pa, sunt pardon. Eu. Noi nu vă ajungem fără bilete. Biletele sunt la mine. Poftim. Nu sunt bune, altele. Cum nu sunt bune, păcatele mele? Nu sunt bune, madame, astăzi de tren. Dar de ce să fie? De vapor. Ia ascultă, domnule! Ai nebunit sau vrei să nebuniți pe noi? Ce e comedia asta? Cu mine să nu vă jucați! Mă auzi? Să nu vă jucați! Eu nu știu multe! Costache! Nici un Costache! Dar până când? Aici am venit, aici rămân! Nu. Nici nu vă cunosc! Nu la dumneavoastră veniți! Eu la domnișoara Weber! Nu există! Să fie domnișoara Weber! Transformat! Ce, domnule? Ce te-a apucat? Dumneata e domnișoara Weber? Nu! Weber! 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 Auzi, poți să nu fie copani? Am încercat să o cresc. N-am reușit. Și-am închis. Uite cheia. Așa. Așa. Și acum să stăm liniștiți de vorbă. Cu dumneata nu stau de vorbă. Nu te cunosc. Rău faci. Rău faci. Ascultă-mă. Ascultați-mă. Dumneavoastră vreți să o vedeți pe domnișoara Weber? E bine, nu o să o vedeți. O să strigați o dată, de două, de nouă ori, dar nu o să vie. Nu mai e. Cheia asta e de la odaia ei. Cred că înțelegeți.
Știu ce o să spuneți. Că țipând v-ar putea auzi cineva, un vecin, un jandarm. Eroare, domnul meu. Profundă eroare. Ziceți că ați venit cu mașina? Ei bine, ați văzut dumneavoastră pe tot drumul până aici o casă? O singură casă! Drept! Un bordei? N-ați văzut, fiindcă n-aveați cum să vedeți că nu există. Suntem singuri, absolut singuri. De aici până la Pancioa, 35 de kilometri. Până la Vârșesc, 33. Cine să vă audă până acolo? Prin urmare, nu e mai bine să stăm liniștiți de vorbă? Să vedeți că o să ne înțelegem. Dumneavoastră, ce căutați aici la... Aici e pustiul ăsta. De ce nu vă duceți la Ianuș? Că e apă termală acolo. De ce nu la Coșteche? Muzică militară? De ce nu la Fântâna Vechi? Că e ruletă? De ce nu la Mare? De ce nu la Șes? De ce nu la Deal? Dar aici, aici ce se vedeți? Pe noi? Sau... poate ați venit să-l vedeți pe dumnealui cum prinde pești. V-ați ars, nu prinde niciunul, vă spun eu. Sunt și pești? E, sunt, dar cine i-a văzut? Ei, madam, ziceai să nu-mi audița. Dacă te ascultam pe dumneata... Ce ai luat-o? Se putea, nene, e în mașină. De ce? Cum de ce? Ca să pescuiesc. Să pescuiești ce? Pești! Peștii mei! Peștii mei! Cum ai dumitale, domnule? Cum ai lui, domnule? Ce i-ați împilat? Domnilor, să nu ne pierdem calmul. Calmul așa de greu câștigat. Să ne întoarcem la ceea ce ne interesează. Și fără digresiuni. Nu e așa, doamnă? Fără digresiuni. Să vedeți că o să ne înțelegem. Prietenește, acum vă întreb. Dumneavoastră, nu ați vrea să plecați de aici? Nici mor! Nici vor! Rău faci, domnule, fiindcă, vezi, dacă nu plecați de bună voie, o să fim siliți să vă expulzăm. Adică să vă dăm afară. Și la munte nopțile sunt cam reci, se lasă seara, e frig, sunt și animale în pădure și nu cred că se doarme prea bine pe șosea. Cosache! În luptul capului! Aici rămânem! Să o vedem și pe asta! O să o vezi, îți spun eu că o să o vezi. Dumneata nu știi ce te așteaptă. Întreabă-mă pe mine. Mai întâi și întâi îți ia creta. Care cretă? Creta, domnule! Și cravata? Ce frumoasă cravată! Foarte frumoasă, n-am ce zici. Dați-o ia și pe asta. Și pantalon? Ce stofă? Stofă englezească? Asta n-are, mă. Și pe ăștia ți-a. Tot să-ți ia. Să pun și eu o întrebare. Nu m-ai întrebat, domnule. Lasă. Ați întrebat destul. Să întreb și eu acum. O dată. Ultima dată. Dumneavoastră, nu sunteți nebuni? Ba da. Ai bine zis, nu se vedea bine la nebun. Dar avem și noi. Dar e pace că v-ați face. Nu era nevoie. Se vede. Hai, știți? Noi așa că suntem aici, fiecare avem o nebunie. Mica noastră nebunie. Când v-am văzut intrând aici, s-a părut că tot jocul nostru se termină. Că se termină prea de vreme. Dar acum pentru că ați înțeles, o să plecați. Nu-i așa? Hai, să mergem. Fără nicio grabă. Ziceți că vă așteaptă o mașină jos, nu? Nici nu o să simțiți când ajungeți în oraș. În jumate de oră sunteți la Vârșesc. Ei, n-ați uitat nimic? Ce? Ați uitat să ne spuneți bună seara. Bună seara! Bună seara! Tot eu. Nu vă speriați. Nu rămân. Nu mai rămân nici dacă mă rugați. Nici dacă mă plătiți. Mergem la mare. Dar voiam să fac o întrebare. Ultima. De la Vârșeț e trei spre Marea Neagră? E, da, e cam lung. O zi și jumătate. O zi și jumătate. Va să zic că dacă azi... joi 12? Costache! Vin, dragă, vin, vin! Ați auzit ce a spus? A spus joi. Și a spus 12. Deci astăzi e joi 12.
Presimțeam eu. Presimțeam eu, îmi spunea inima. Dar azi e joi 12. Presimțeam eu. Dați-mi o cretă. Dați-mi glumă. Dați-mi cerneale să scriu. Joi 12 august. Joi 12 august. Păi dacă astăzi e joi 12 august, până în 15 mai sunt 3 zile. Și la 15... Ce e la 15? Cum ce e la 15? Se termină vacanța. Trebuie să plec la minister, birou, iar lumina aia galbenă, mirosul de hârtie veche. Dar eu nu plec. Dar eu nu plec. Eu rămân. Fie ce-o fi, eu rămân aici. Ba, o să pleci. Toți nu plec. Plec. Azi unul, mâine altul. Cum trece vremea, domnule? Ei, și că mă gândesc că mă întorc acolo. Acolo, acasă. Aceleași lucruri. Aceleași locuri. Aceiași oameni. Oameni pe care nu o să-i mai vezi. Și alții pe care ai să-i vezi mereu. Întotdeauna. Ei, vezi ce mi-ai făcut, domnule Boboiu? Încât e azi, încât e azi. Îți place? Ești fericit că acum știi încât e azi? Eram cu toții fericiți adineori. Era o zi fără calendar și eram fericiți. Acum e joi și în 12. Atâta lucru e de ajuns ca să nu mai fim. De, dacă știam, să uităm și noi acum. Să uităm dacă putem, e mai greu să uiți. Nu e greu, nu e greu, îți spun eu că nu e greu. Mergem la masă și să vezi cum uitați. Nu vrea să urmează? Să mergem! General, mergem! Mie mi-e frig. La munte nopțile sunt cam reci, copii. E afară pe divan șalul meu albastru. E o informație? Nu, e o rugăminte. Presimțeam. Întotdeauna în viață momentele mele de visare le-am plătit scump. Sunt un sentimental. Așa, dragul meu, ferește-mă. Mă exploatez. Ștefan, așa este aici de venit. Ștefan, mă auzi? Ba da, cap prin vis. Dar să știi că dacă îți mai este frig, nu o să mă pot ridica de aici să-ți mai caut un șal. Ștefan! Da? Vreau să te sărut. E o rugăminte? Nu, e o informație. Opriți motoarele! Toate pânzele jos! Să n-aud niciun val! Niciunul! Nici câte ceasul, nici ce gândea. Fără să scurg niciun cuvânt, vreau să mă simt la cum e ca acasă, să nu simt frunzele cum zboară în vânt, cum zboară în vânt. Și vrei să le numeri pe toate? Aș vrea! Sunt așa de multe de mi se pare că mi-ar fi trebuit o eternitate. Ștefan! Da? Poate spun o prostie? Te rog, nu te jena. Eu niciodată nu am văzut cum cade o frunză. 18. A 18-a frunză de azi dimineață.
Corina, te plictisești? Da, dragul meu, îmi plictisesc. Mi se întâmplă prima oară în viață și e delicios. Eu te plictisesc. Da, dragul meu, tu mă plictisești. Ciudat. Eu în viața mea am cunoscut doar oameni amuzanți. Tu ești primul care nu mă amuză. Sunt primul care te iubește, Corina. Poate că e tot una. Stau ore întregi și te ascult cum taci. Ai tot felul de tăceri. Răstite, calme, somnoroase. De la dumneata am învățat și eu să tac. Nu găsești că fac progres? În momentul ăsta nu. Ai dreptate, în momentul ăsta nu. Am dus de vorbe, dar o să-mi treacă. Ce-i cu tine? Știu eu, septembrie. Ești tu fata aceea care am întâlnit-o aici pe terasă în urmă cu 20 și câte zile? Nu știu, nu le-am numărat. Pe mine și lor de la cum sunt ocupate cu frunzele. Ce-i copilăria asta? Nu știu, nu știu, sunt zăpăcite. Nu știu ce spun, nu știu ce întreb, nu întreb nimic. Lasă-mă singură, 5 minute, 2 minute, te rog, lasă-mă. Nu am ce să explic, te rog, lasă-mă, lasă-mă. Trebuie să-mi spui. Ei, uite, dacă nu mă lași, am să mă plâng, capitanul. Domnule capitan, domnule Bogoiu, nu se mai poate plimba o femeie tânără pe coverta vaporului fără ca să fie acostată? Ce fel de vapor e ăsta? Tinere, ce e comportarea asta? Domnule capitan, te rog să mă crezi că n-am nicio vină. Că știm noi nicio vină, nu o să-mi spui mie că Duduia s-a legat de dumneata. Zău, domnule capitan. Te rog frumos să nu mă silești să chem echipa. Hai, du-te frumos și în cabina dumii tale și lasă-ne zi. Hai. Ce copilă ești, Corina. Hai, hai, hai. Să aflu și ne poate să-mi spui cât să beau, sunt și eu numai ghine. Când dau încet să mă îndrept, genunchii cad pe lângă chep. Eu n-am știut că dacă ești bat, te faci deodată acrobat. Să-și adătăți cum eu în jest, se vadă tăți și eu am văz. Să-și ungă tăți cum eu ne-aunț, cu grijă cât unde ajuns. Mă țânde tăți și stă-n bar, doșeală mai e tare de pahar. Eu încă nimeresc să torn, cu toate că aproape dorm. Dar dacă nu dorm, înseamnă că-s treaz și afară încă iaz. Eu pot să mă țân și-ntr-o închișor cu o mână, dacă-s piul ușor. Dar eu mai beau, beau puțin, cât e puțin până-n capul eu. Pe umeri nu mai pot să-l țin și-am să beau. Atâta până când am să aflu și ne poate să-mi spui cât să beau. Sunt și eu numai ghine și interesant să uită tăță la mine cum eu mă învăț cu mâna dreaptă să mă îndrept spre buzunar rodil la chept. Îi drept că dacă beau mai des, mai des mă trage să fumez, fumez. Woo!
O las să plece. Nu o lăsa. Numai dumneata poți să oprești dacă vrei. Cred că nimeni nu poate să oprească. Și cred că nici nu trebuie. Pentru că noi iubești. Ca tine, Gil, nu. Nimeni nu iubește ca tine. Tot pleacă. O lași? O lăsați să pleci? Vouă, la urma urmelor, ce vă pasă? Sunteți tineri, o să găsiți altul. Dar eu? La mine nu v-ați gândit? Când te-am văzut prima dată venind din pensiune, mi-a trecut un puțin din mine. Știam că ai să mă fur. Și ne-ai furat. Lasă, lasă. Acum totul n-ai. M-am obișnuit și cu asta. Ba, eram într-un fel și fericit. Când te vedeam pe dumneata, mă vedeam pe mine în urmă cu 10 ani. Când te săruta pe dumneata, ziceam că mă sărute pe mine. În trecut, ca acum, acum se duce. Ne las. Ce o să ne facem noi fără ea? Cine o să mai zic? Bună dimineața, capitane! Câte suntem astăzi? Cu ce viteze mergem? Cine o să mai facă semne pe cartea de contabilitate? Până aici să înveți. Dar dacă mă închide? Ca pe Freud Weber. În ziua când au venit clandestinii. Ca pe Freud Weber, în ziua când au venit clandestinii. O încuiem, o face prizoniera noastră, eu am ceva pământ la Seleu și îl vând. Și cu banii trăim toți patru aici ca nimeni să nu ne știe. Nimeni. 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 Și cumpărăm o fermă mică, niște băcuțe. Vacile le duc eu să pască. Seara le mor eu. Lumine că dimineața merge mai lancea la cumpărături, la târg. Cumpărăm și un tractoraș. Eu îmi procur o pușcă bună de vânătoare și mă duc la Fântâna Fetei. Am auzit că acolo sunt mistreți. Un mistreț ne ajunge pe o lună. Pe urmă îmi pușcă mare. Facem o fermă. O fermă mică. Noi trei și ea. Mai târziu, spre iarnă. Când începe să ningă. Și drumurile vor fi înzepezite. Seara? Seara. Pe la orele 5 eu vă voi aștepta aici, cu lampa aprinsă la fereastră, să vedeți de departe prin pădure. În casă e cald, apa de ceai clocotește și se simte un miros de pâine prăjită. Bună seara, capitane! Bună seara, Gem! Bună seara, Ștefan! Scuturați-vă bine de zăpadă să nu stricați covoarele și închideți mai repede ușa să nu intre frigul. De când vă aștept? Dacă mi-a fost urât singură? Nu. Am stat toată ziua aici în casă, lângă sobă și m-am gândit la voi. Și acum plec. Dar vă rog, nu faceți mutrele astea posomărâte, solemne. Uite, Adriana domnișoara Weber a fost mai drăguță când m-am dus să mă despart de ea. Vă rog, eu plâng ușor și mă fac urâtă. Dar nu vreți să mă vedeți urât acum, în ceasul despărțirii? Dă-mi valiza cu mine. Nu! Valiza îi aparține lui Jeff. El mi-a dus-o în ziua când am venit, el mi-o duce. Nu-i așa, Jeff? Jeff, dacă treci examenul, o să mergem noi doi la cinematograf. Singuri, doar tu și cu mine. Și tu plătești biletele, da? Da. Domnule Bogoiu, aș vrea să cer un lucru greu, poate chiar imposibil. Știu că de obicei femeile nu se primesc în echipaj pe vapor, dar aș vrea să călătoresc cu tine oriunde, chiar și în oceanul înghețat de nord. Oriunde. Și acum,
Și acum plec. Încet spre șosea. Mergem împreună. Așa de repede, așa de departe. Nu te recunosc, Corina. În pantofi, cu haina asta, cu poșete, cu pălărie, nu te mai recunosc. Parcă ești o fată frumoasă întâlnită pe stradă, dar care se duce mai departe. N-a vrut să se oprească. Mi-a fost frică să se oprească. Te voi căuta, Corina. Și eu te voi căuta, dragul meu. Dar te voi găsi? În ale sale ce dată un vis de două ori? Un vis din care fugi de bunăvoie. Ștefan, aș vrea să-ți cer o ultimă copilărie. Spune. Rămâi aici. Vreau să mă despart de tine aici. Te rog să nu mergi cu mine jos la autobus. Uite, așează-te în șezlong. Ia-ți cartea și citește. Ca în prima zi. Și te rog, uită-te în carte și nu la mine. Poate că nici eu nu sunt nimic altceva decât o fată dintr-o carte, din cartea pe care o citești. Și poate că, într-adevăr, asta nu e nimic altceva decât o părere, o glumă, un joc. Cu o bucată de timp, cum că minoritatea română va dispare din aceste spații panonice, se pare că a ajuns la punctul final. Din câteva zeci de mii de români care au trăit în aceste spații, astăzi numărul acestora se cifrează la 1991. În urmă cu câțiva ani a încetat să emită unica televiziune care pregătea program în limba română. Ziarul nostru liber a încetat să mai apară lunar, acum apare odată la 3 luni, cu 4 pagini și într-un tiraj de numai 200 de exemplare. Organul suprem al minorității nu vede, nu aude și nu întreprinde nimic. Se pare că se joacă de vacanță. O știre de ultimă oră. Weekendul viitor la Libunar va avea loc ediția a 50-a a zilelor de teatru. Anul acesta participă doar 3 creații dramatice și aceea. Mulți am fost, puțini am rămas, de un autor necunoscut, miniatură cu un singur actor. Liderii noștri, monolog pe 2 voci și așa le-a fost Ursita, un gând în versuri. Ați audiat Radio Par, ultima oază românească pe câmpia panonică, viitorul lac.